Este un baleiaj între sacru și profan. Sunt simboluri, hai să le spunem, legate de creștinism. Multe din ele sunt semne și simboluri de început și de sfârșit. Încercăm să facem vizibil invizibilul. Valeriu Șușnea este un artist plastic cu o amprentă aparte. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, secția Artă Monumentală, Restaurare și doctor în arte plastice și decorative al Universității de Arte din București. Zeci de expoziții, fie personale, fie de grup, participări la tabere de creație din țară și din străinătate, l-au purtat pretutindeni. Însă cel mai recent eveniment expozițional a avut loc la București, la Galeria Căminul Artei. Este o expoziție reprezentativă pentru mine. Încheie mai mulți ani de cercetare în domeniul semnelor și simbolurilor. Multe din ele sunt semne și simboluri de început și de sfârșit, așa cum sunt multe lucrări cu acest nume în expoziție. Călătorii imaginare vămile văzduhului, așa cum și-a denumit această expoziție de pictură și de grafică, explorează o temă reprezentativă pentru Valeriu Șușnea. Semnul ca vehicul de semnificații, în strânsă legătură cu o simbolistică de cele mai multe ori creștină. Sunt simboluri, hai să le spunem, legate de creștinism. A fost o trecere în revistă a multora din preocupările mele anterioare. Am pornit chiar de la lucrarea de doctorat, care s-a numit Realitate, Oglindire, Simbol, și atunci, sigur că a fost o continuare firească a acestor teme. Este un baleiaj între sacru și profan această expoziție. Sunt teme care sunt legate de ideea generală a călătoriilor imaginare și a călătoriilor ca o introspecție în universul artistului, cu foarte multe elemente care să includă, în primul rând, teme din cromatologie, dar și, în egală măsură, și grafică, și linie. Deci avem în această expoziție, aș zice eu, cam tot ceea ce se poate în materie de mijloace de expresie artistică plastică. Universul artistic al lui Valeriu Șușnea este guvernat de semne, de simboluri, în jurul cărora gravitează sensuri profunde ale lumii sacre și profane. Asemenea unor picturi murale, lucrările sale, atât tematic, dar și cromatic, te captează prin forma și prin forța de reprezentare și de sugerare pe care o au. Prima impresie contează. Dacă lucrarea îți spune ceva, atunci te apropii sau nu te apropii. Eu am căutat să creez un sentiment aici. Mai mult sentimentul acesta de apropiere către bidimensional, către pictura murală, în primul rând. Pentru că eu am la bază am terminat artă monumentală, restaurare, muzeologie, profesor de desen, așa se numea specialitatea mea. Și sigur că această apropiere de mural, de pictura veche, am lucrat la Voroneț, am lucrat la Cozia și atunci cu siguranță că aceste lucruri au fost așa ca o continuare, aș spune eu, a preocupărilor mele în domeniul restaurării de pictură murală. Înlănțuite într-o narațiune ce nu pare de fiecare dată ușor de descifrat, lucrările sale te poartă într-o lume în care semnul țese în jurul lui un întreg discurs pe care artistul îl explorează și exploatează până la epuizare. Eu chiar sunt unul dintre artiștii care își propun să meargă pe un subiect pe care nu să-l epuizeze, pentru că nu se poate epuiza, dar să-i descopere toate fațetele ascunse ale subiectului respectiv și, în egală măsură, să facă vizibil invizibilul, adică să putem transpune pe material definitiv, adică fie pe ulei, pe pânză, fie culori de apă, aceste idei pe care le avem. Peste 60 de lucrări de pictură și de grafică ce abordează toate aceeași temă a semnului, simbolului și semnificației sacre și laice deopotrivă, ne introduc în călătoriile imaginare interioare ale omului și artistului Valeriu Șușnea.
Înainte de toate este confruntarea cu sinele. Această stare de trezvie permanentă este cea care mă face să continui, pentru că munca atât pe șantier, în șantierele de restaurare, dar și pe șantierul propriu a bucătăriei personale în atelierul tău, este o muncă grea, dificilă, care te pune permanent în niște situații pe care tu trebuie să le rezolvi, ținând cont de experiența ta anterioară, de școala pe care ai făcut-o și de exact produsul finit al muncii tale. E foarte important să privești și în urmă și în același timp să ai această continuitate a ideilor sau a lucrurilor pe care să le duci până undeva unde să fie șlefuite ca un diamant. Ideea era ca lucrările să vorbească unele cu altele și în egală măsură să facă un cor din care să rezulte, aș zice eu, dacă nu o simfonie, cel puțin o cantată care să fie cumva un mesaj către privitor.